ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături de noi, cu ochii pe noi, așa cum se spune zi de zi. Cu ochii pe activitatea teatrului de artă Deva suntem și noi, iar în ultimii ani ascensiunea a prins așa, până la urmă, cred că a prins bine și publicului hunedorean, nu doar celor din Deva, pentru că sunt foarte mulți oameni care au reînvățat, dacă nu au învățat ceea ce înseamnă teatrul, ceea ce înseamnă un spectacol și mulți dintre ei revin aici cu drag. Știu că am discutat cu reprezentanții Teatrului de Artă Deva de multe ori și îmi spuneau că sunt spectatori care vin chiar la același spectacol, la aceeași piesă de teatru, de câteva ori. Acesta zic eu că este semn bun. Ne îndreptăm spre o direcție mai bună, dar asta ne va spune astăzi și invitatul meu, domnul Mihai Panaitescu, managerul Teatrului de Artă Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vreau să completez ceva. Nu înțelegeam de ce vin oamenii de trei ori la un spectacol, din două motive. Primul ar fi că n-au înțeles și să mai vadă încă o dată, poate înțeleg de data asta, glumesc, bineînțeles. Ceea ce și acesta poate fi un semn bun până la urmă, pentru că își doresc să înțeleagă mai bine anumite Vin pentru că le-a plăcut, poate. Vin că le-a plăcut și le-a făcut plăcere, pentru că teatru reprezintă pentru foarte mulți așa un debușeu din viața obișnuită, cotidiană, lasă tot afară și intră în sala de spectacol și face bine. Face bine, vorba de sănătatea mentală a oamenilor. Este teatrul o necesitate? Da, absolut. Absolut. Absolut, pentru că e un barometru, un indicator al culturii și civilizației într-o comunitate, într-un oraș. Orașele care nu au teatru sunt, care sunt văduvite de prezența unui teatru, sunt cele mai înapoiate. Poți să faci o grămadă de construcții, de pavele, de pavaje, de drumuri, dacă nu există cultură, degeaba. Și Deva a fost văduvit, așa cum spuneați. A fost, dar în trecut, da, 22 exact. De ani s-a renovat, hai să spunem așa, acest teatru, dar de 12 ani el funcționează în forță și funcționa și înainte. Se juca la Casa de Cultură, dar neavând propriu spațiu, era impropriu să joci în altă parte, plus să car tehnica după tine și nici nu era pe vremea tehnica care trebuia. Acum funcționează la parametrii normali, chiar peste, aș putea spune, și pentru că sunt performanțe notabile ale Teatrului de Artă din Deva. Avem aici o sală de spectacol care este apreciată, cred că, de către toți actorii și toți artiștii care ajung aici și am mai discutat în ultimii ani cu unii dintre ei și cei care vin din alte județe, poate chiar și din alte țări aici, și spuneau că este o sală spectaculoasă. Este o sală, cum să spun, nu pot să zic că este atipică, pentru că este o arhitectură de sală de spectacol de început de secol trecut. Ea este proiectată de doi arhitecți austrieci de etnie evreiască, celebri în toată Europa pentru construcțiile proiectate de ei, ei fiind specializați în săli de spectacole, săli de operă și sinagogi. Ea are o acustică specială, are o formă tubulară și e un monument arhitectonic și o vechime. Anul ăsta, peste câteva săptămâni, se împlinesc, mai precis în 23 aprilie, în se împlinesc 113 ani de la inaugurarea teatrului din Deva. Se numea Sinhaz, adică teatru municipal în limba maghiară. Pe vremea nu aparținea Deva de România, ținea de Imperiul Austriac. Nu e chiar așa de mult, nu? Dar e important de reținut un lucru,
că finanțele sau finanțarea acestui proiect teatru din Deva a fost în mare parte acoperită și susținută de către donațiile cetățenilor. Tocmai de aceea cred că este bine că am făcut parte din acel imperiu la acea vreme, pentru că dacă ne-am transpune așa în prezent, cred că ar fi imposibil ca în România să se construiască un teatru din donații. Da, despre asta este vorba. Că ziua de azi nu știu dacă oamenii ar mai accepta așa ceva sau ar proceda în sensul ăsta. Poate dacă ăsta ar fi un alt nivel de trai și nu oamenii cred și-ar permite să facă astfel de donații, poate ar mai avea o speranță, să spunem, că ar aloca o parte din veniturile lor pentru un teatru. S-au mai fost niște încercări cu o statueta lui Brâncuș și exact, a eșuat acest lucru. Asta este. Important e să știm cine suntem, de unde venim, să ne știm trecutul, să, cu cât avem mai multe informații, cu atât noi suntem mai valoroși. Și eu sunt foarte mândru că am ajuns să continui această tradiție teatrală începută cu 113 ani. Și am ajuns în anul de grație 2024, din 1911, de când primul public a invadat sala de spectacol. Vă dați seama că a fost o bucurie imensă pentru cei care participau la spectacol și mai ales că în zonă nu prea funcționau. Cam la 10-15 ani au fost făcut și teatru din Cluj, din Teatrul Național. Deci, într-o perioadă de 30-40 de ani, toate edificiile astea culturale din Transilvania au apărut, a fost o efuziune, o efervescență arhitectonică și culturală deosebită în acea perioadă. Și nu numai teatru, a fost clădirea unde funcționează Consiliul Județean, Spitalul Vechi, Primăria, toate sunt în această perioadă făcute cu diferențe de 7, 10, 12 ani. Gândiți-vă cât durează să construiești acum ceva. Și cât durează până îi dai și o utilitate acelei clădiri, da. Și avem atât de multe exemple, inclusiv în județul Hunedoara, de clădiri construite în ultimii 10-15 ani care nu sunt folosite. Nu sunt folosite, exact. Așa că să ne bucurăm că am avut acele vremuri, că am avut acei oameni în urmă cu 100 și de ani care au făcut altfel lucrurile și foarte repede, și foarte repede, repede. Da, da, da. Și să nu uităm cu materialele pe care le aveau atunci, și acum, tehnologia, și tehnologia, da, exact, da. Acum lucrurile ar putea să evolueze mult mai rapid, dar asta este o altă discuție, probabil că într-o altă emisiune vom discuta și despre aceste aspecte tehnice. Tehnice, da. Anul acesta veți organiza un anumit eveniment care să marcheze împlinirea 113 ani de când funcționează, mă rog, de când a fost înființată. Da, de la inaugurare, hai să fim, de când funcționează ca instituție de cultură, să-i spunem așa. E foarte important să celebrăm acest eveniment pentru că oamenii trebuie să afle, să știe. Despre teatru din Deva s-au scris anumite monografii, dar cine a participat la ele au marcat decât partea de când a fost teatru de stat, la comuniști, teatru de mai stradă, de revistă. Mai puțin se cunoaște începutul. Probabil că nici n-a vrut să se cunoască începuturile, că nu a interesat pe nimeni, trebuia decât o muncă de traducere și era foarte simplu. Pentru deci, că apar informații absolut în presa vremii. Deci apar și am găsit chiar afișul spectacolului. Primului spectacol. Primului spectacol, sigur că da. Sunt enciclopedii în germană, în ebraică, în care găsești foarte multe despre teatru din de. Ați reușit să le și traduceți? Da, sigur că da. Am tradus și am un material pentru așa ceva, pentru prezentarea istoriei teatrului. Și e bine ca oamenii să știe. În general, istoriile noastre se pornesc foarte devreme. Aici au existat oameni și o comunitate și înainte. Și totuși trebuie ținut cont de chestia asta, să fim imparțiali.
Gândiți-vă numai câte legende și câte povești sunt despre cetatea Devei. Dacă oprești oamenii pe stradă, 90% vor spune că a fost cetate dacică. Deși e o vagă bănuială că s-au găsit câteva elemente din acea perioadă pe acest deal. Eu sper ca procentul să fie totuși mai mic. Ce bine ar fi. Ce bine ar fi. Din păcate, sunt oameni care n-au fost niciodată la teatru. Sunt oameni care n-au urcat niciodată pe cetate din Deva, eu am întâlnit și acești oameni și sau acest gen de oameni. Probabil că suntem sau sunt atât de obișnuiți cu ceea ce avem în jurul nostru încât nici nu le mai acordăm importanță, iată, cetății, teatrului, muzeului. Da, e un spațiu special și muzeul are o istorie foarte interesantă și Magna Curia, de fapt, Curtea Mare în latină. Și este păcat să nu aducem în fața oamenilor aceste istorisiri, aceste fapte din istoria orașului, care este o cetate, un oraș cetate. Da. Deși Deva în sanscrită înseamnă zeiță. Și în sanscrită și în lituaniană. Știați? Nu știam de acest lucru că înseamnă zeiță. Zeiță, da. Sigur există undeva mai multe există informațiile, informații. Sigur că da. Da. Anul acesta ați pornit așa pe cai mari, cum se spune, și din punct de vedere al spectacolelor pe care le organizați și recent am participat la o conferință de presă pe care ați organizat-o, pentru că trebuie să discutăm puțin și despre spectacolele ce vor avea loc în acest an, pentru că știu că munciți foarte mult și dumneavoastră și echipa pe care o aveți aici la teatru pentru ca publicul să fie mulțumit, pentru ca publicul să savureze fiecare replică pe care actorii o au acolo pe scenă. Interludii. Un spectacol pe care personal îl aștept cu foarte mare interes. Ați avut și invitați de seamă la această conferință unul dintre cei mai mari regizori ai lumii și cred că nu greșesc când spun acest lucru, Alexander Hauswater. Detentă intelectuală, să-i spun așa, și autor a mai multor cărți, fost profesor universitar de teatru, director la mai multe teatre din Canada, directorul cel mai mare festival de teatru din Canada și cu o activitate foarte bogată în care și-a lăsat amprenta, din câte am înțeles eu, în cel puțin 30 de țări unde a lucrat sau a activat domnul Hauswater, Alexander Hauswater. Și eu sunt bucuros că am reușit să-l aducem în Deva. Cum a început această colaborare? Pentru că este prima, pentru prima dată când colaborați cu... Da, este pentru prima dată. A avut loc o întâlnire la București. Se dă ora exactă, iată, din toate punctele de vedere. Pe o terasă unui local unde vin de obicei artiștii, da. V-ați dorit dumneavoastră să... Nu am fost curios să avem o discuție. Am avut o discuție de 2 ore și în urma acestei discuții am convenit să găsim stagiunea următoare, cea în care ne aflăm acum, o breșă ca să putem să facem un spectacol mai special. Aceste interludii, adaptare după Eugene O'Neill. Eugene O'Neill este unul dintre mari scriitori americani, mă rog, laureat. Comparat de către domnul Hauswater chiar cu Chekhov. Da, Chekhovul american, îi se spune. Da, mă rog, a luat cele mai înalte distincții și premii date de către organizațiile internaționale de profil, are un premiu, da. Nobel. Are un Nobel, da, Pulitzer. Sigur. Pulitzer, o grămadă. Și problema noastră este să vedem receptivitatea devenirilor sau a publicului nostru față de acest gen de spectacol, pentru că este un spectacol atipic. La pentru... ce să ne așteptăm? Ce vom vedea în acest general, spectacol? Oamenii, cum a spus și Alexander, se duc la teatru să râdă, să plângă, să... Na, sunt... se așteaptă la chestii mai facile la înțeles. Spectacolele lui Alexander sunt într-o altă zonă, într-o zonă
nu pot să spun a fantasticului, a unor proiecții ale minții noastre. Toți avem niște proiecții. El nu vrea să reproducă viața, vrea să reproducă ceea ce avem noi în imaginație și cum funcționează creierul nostru. Sunt unele care ne îngrozesc anumite proiecții ale noastre, ale minții, dar le reprimăm repede. Vrea să ne duc în această zonă de detașare totală de realitate, în care oamenii își găsesc cu plăcere această evadare. E ca și cum ai păși în altă lume, într-o lume pe care altfel n-ai cum să ajungi, nu o să o vezi niciodată, nu poți să o atingi. E, prin teatrul lui Alexander poți păși în acea lume specială, în care orice este posibil. Vom râde? Vom plânge? Vom pleca nu, îngândurați? Nici nu trebuie să aplaudăm, cum spune Alexander. Da, putem pleca să ne gândim la ce a fost și asta înseamnă că e o reușită. Dacă pleci de la spectacol și te gândești, măi, ce am văzut și începi să procesezi, înseamnă că ești mai bun. E un plus, ai plecat altfel. A fost un transfer acolo de la actanți către public care ție îți face bine și te îmbogățește cultural. Haideți să vedem și care au fost declarațiile pe care regizorul Alexander Hauswater le-a oferit unedorenilor. Din păcate nu a putut să fie astăzi prezent alături de noi, dar prin intermediul tehnologiei, iată, îl aducem noi în fața dumneavoastră, după care vom reveni. Înainte de tot, aș vrea doar să spun ceva foarte bizar. Practic, o meserie absolut ridicolă în care numai proștii, idioții, visătorii, idealiștii o practic. Noi toți știm că fiecare om pe planeta asta e diferit. Fiecare om vine dintr-o educație diferită, dintr-o cultură diferită, dintr-o religie diferită și deodată noi credem că dacă îi aducem pe toți într-o sală, ei le vor place ce văd. Una din tragediile teatrului român este mișcarea publicului care se ridică în picioare după ce au fost plictisiți două ori. Așa că această mișcare de a înțelege și de a fi de acord cu ceva împreună începe de la lucru cu actorii. Am întâlnit actorii, cred că acum o săptămână să începem să lucrăm. Nu i-am cunoscut, poate nu i-am cunoscut deloc și le-am cerut de la început un singur lucru. Nu pot să fac un actor să fie bun într-o lună. Dar pot să fac un actor să se schimbe, să meargă mai departe decât a mers până acum. Actorul trebuie să se sacrifice. Actorul trebuie să găsească în el un pas mai departe într-o societate care nu mai apreciază cultura, într-un timp în care teatrul românesc e la pământ. Acest actor care lucrează cu mine trebuie să se depășească. Cum știu că se depășească? Ei știu prin prisma ce se întâmplă în ei. Așa că asta este foarte important de a înțelege. De asemenea, de a înțelege că Eugene O'Neill, care e Cehovul Americii, personajul principal se numește Nina, după pescărușul, el a șocat America cu această piesă. Pentru prima oară, actorii americani au avut curajul să vorbească despre avort, despre infidelitate, despre dragoste cu mulți parteneri, într-un timp în care femeia era total, n-avea drept la vot. Spectacolul a fost oprit de câteva ori. A fost oprit. Mulți actori au abandonat. Așa că ideea în sine de a aduce o poveste, cum a spus foarte bine, o poveste a unei femei care trece prin diferite
aventuri, prin diferite forme, dar care e coerentă, că ea stăpânește viața ei. Pentru că nu mai e nici femeia victimă, nu mai e nici femeia, e acea femeie care se uită la o viață ca și cum e plastilină și o creează. Ca să fii acea femeie, trebuie să te liberezi de frică, că nu poți să existi fără un bărbat. De frică, că nu poți să existi fără bani, fără cultură, fără, și să dovedească într-un mod absolut final capacitățile feminine care trebuie dovedite. E un spectacol ce aș numi de teatru total. Teatru total pentru mine este, în primul rând, un teatru de ansamblu. De acești actori trebuie să devină un ansamblu. Ansamblu înseamnă într-o țară care nimic nu mai funcționează colectiv. Echipa de fotbal e cum e, echipele de totul, la biserică, nu știu dacă se mai merge, mariajele, fiecare divorț, nimic colectiv. Văd că s-a pierdut acea, și teatru este colectiv. Actorii trebuie să aibă aceeași respirație, aceeași gând și aceeași, mai ales, energie. Am revenit, iată că domnul regizor spunea și despre repetiții, așa cum spuneați puțin mai devreme că deja ele au început, spunea și despre modul în care interacționează cu actorii și încă este de lucru pentru a putea să se închege foarte bine această echipă. Probabil este și un spectacol sau o piesă destul de dificilă, inclusiv pentru actori. Foarte dificilă. E foarte dificilă și pentru actori, și pentru tehnicieni, pentru tot, pentru că sunt mai multe tipuri de lumină, de sunet, sunete care sunt produse live de către actori, sunete care sunt înregistrate, sunete care apar din interacțiunea unor elemente de recuzită și decor, sunete care le scot actorii în acest spațiu. Cam 4 departamente de sunete și acestea sunt conduse și chiar o parte de compoziție a domnului Mircea Chirai, care este compozitorul care face parte din echipa domnului Hauswater. Care a fost și el prezent. A fost prezent, da. Unul dintre cei care au dezvoltat catedra de media, multimedia al Universității din București și deținător de studio. Am înțeles că a fost la un moment dat și în trupa lui Paul Ciuci. Compact. Și un om cu foarte multă experiență, care lucrează de 25 de ani cu Alexander Hauswater. La Lumin tot așa avem pe Moga și asistentul lui, Alexandru, care vor face niște lumini cu totul și cu totul speciale. Deci, până la urmă, spațiu muzical și spațiu în care de light design, de eclairaj, în franceză se spune eclairaj, face parte din acea poartă prin care trecem în lumea lui Hauswater. Pentru că e o lume acolo. Este un spectacol cu greutate. Da, s-ar putea unora să nu le placă sau să comenteze, dar mai bine să comenteze decât să... Mai bine să comenteze după ce au văzut. După ce au văzut, da. Da și da. Cei care au văzut spectacolul. E bine să vină la teatru oamenii, că foarte mulți nu vin la teatru pentru că consideră că, măi, dacă nu-mi place sau nu înțeleg sau nu știu ce, dar momentul în care vin, au prins gustul, că este cel mai frumos spectacol live care există de atâtea mii de ani și nu va muri niciodată. Indiferent ce se va întâmpla cu pământul, cu omenirea, genul ăsta de spectacol va exista, teatru. Este o coproducție aceasta? Este o coproducție între noi și Teatru Ide Sârbu Petroșan, fiind un proiect mai mare, a trebuit să ne unim forțele, să putem face față cerințelor regizorului. Câți actori? 14 actori. Deci se ocupă scena. Da, o să vedeți, e un concept interesant în care o să fie foarte multe lucruri care se fac la vedere
care de obicei spectatorul nu le vede. Aici le vor vedea. Poate v-am făcut curioși. Premiera este în 12 aprilie la Teatrul de Artă din Deva și 14 aprilie la Teatrul Ide Sârbu Petroșani. Ea se va relua în 23 aprilie, odată cu aniversarea noastră de 113 ani de la inaugurarea Teatrului de Artă din Deva. Iar parcursul sau itinerariul acestui spectacol va fi unul pe care încă nu știm, dar sper să fie internațional, național. Și va fi jucat probabil și în celelalte orașe din județul Hunedoara, în da, care deja sigur, ați început Hunedoara, Brad, sigur că da, da. Unde există tehnică, că nu putem să jucăm chiar oriunde. Fiind un spectacol atât de greoi din punct de vedere tehnic, mă gândesc că este mai complicat. Da, dar sunt spații foarte bune și la Hunedoara și la Brad. Sunt renovate, arată foarte bine. Deja avem un public care ne urmărește. Și dacă nu, oricând spectatorii din Brad, din Hunedoara, din orice altă localitate din județul Hunedoara pot să vină fie la Teatrul de Artă Deva, fie la cel din Petroșani pentru a putea să urmărească acest spectacol care se dorește a fi, iată, unul internațional. Da, internațional. Pentru că v-ați cam învățat așa în ultimii ani să plecăm treceți destul de des, da. Granițele țării, sunteți prezenți și în Republica Moldova, mergeți și în Germania în Belgia, unde sunteți primiți extraordinar bine. De bine de către românii de acolo. Am avut 8 spectacole în Germania și anul ăsta iară vom merge în prima fază cu 8 spectacole și probabil în a doua parte a anului cred că vom mai merge cu încă 4 spectacole, rămâne de văzut. Cum vă primesc frații noștri de peste Prut? Pentru că știu că și aici aveți o colaborare și ați avut cel puțin o colaborare foarte bună cu Teatrul Satiricus și nu numai, nu? Foarte bine, foarte bine, cu entuziasm. Pentru că acel segment de oameni care iubesc limba română și iubesc cultura română e foarte devotat. Încă. Nu, va fi tot timpul, va fi tot timpul. Cei care n-au uitat de unde se trag și ce reprezintă limba română vor rămâne tot timpul așa. Dar procentul lor este, crește, ceea ce este îmbucurător. Dar eforturile respectiv ale mele de a monta în Republica Moldova au avut nu numai ecouri, au avut niște consecințe. Niște consecințe, mă refer la în planul pozitiv al lucrurilor, pentru că a promova limba română prin spectacole cât de cât deosebite sau interesante și care atrag publicul este foarte important pentru ei și prezența regizorilor din România. Munca dumneavoastră este și răsplătită de către cei din Republica Moldova. Ați primit și un premiu important. Da, încă nu l-am primit. Urmează. Am primit o notificare să merg la gala UNITEM, Uniunea Teatrală din Republica Moldova, în care Senatul UNITEM mi-a acordat o diplomă de excelență. Vă felicit. Nu știu dacă o merit sau nu, dar mă bucură atenția lor. Până la urmă e cumva și o răsplată a muncii pe care o depuneți. Da. Că pasiune, pasiune, dar până la urmă cred că este important să vedeți și din partea autorităților, din partea acelor oameni care sunt în acest domeniu și știu foarte bine ceea ce înseamnă toată munca pe care o depuneți. Da, am avut o relație foarte bună cu presa, cu televiziunile din Republica Moldova și așa, o relație foarte deschisă, foarte amicală. Deși atunci când vorbim chiar și despre Republica Moldova, ne gândim așa la lucruri mai închise, să spunem. Ne gândim și la cenzură, ne gândim totuși la, poate nu la o atât de mare libertate pe care o avem, încă o mai avem noi, cum nu știu cum să spun. Da, e o parte din... Dar iată că veniți și ne spuneți că o parte din pe care noi aveți... pe care am uitat de ea de foarte multe ori și de multe ori indiferența noastră față de cei de acolo pe ei doare, pe unii dintre ei, nu pe toți.
Și de asta, în sensul ăsta, noi avem o colaborare culturală cu două teatre, cu Teatrul Național Ion Luca Caragiale, Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău și Teatrul Vasile Alexandrii, Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, unde am activat și eu în anii trecuți. Și mă bucur foarte tare. Invităm la noi, mergem acolo, facem un schimb cultural valoros și alături de mine am adus și teatru alături de noi, din inițiativa noastră, am adus și teatru din Petroșan, care în ultimii 2 ani de zile și el prezintă, are un parteneriat cultural cu Republica Moldova, cu Satiricul și chiar cu Bălțile de anul acesta, cum să înceapă. Îi vom vedea pe actorii din Republica Moldova, da, și aici la DEVA? Da, cu siguranță, da, da. Pregătiți ceva în această stagiune, stagiunea următoare? Cred că stagiunea următoare, mai degrabă. Acum lucrurile sunt foarte strânse, avem foarte mult de lucru până la finalul stagiunii. Suntem curioși și noi să care vedem. Care nu e foarte departe. Cam ce lucrați în această perioadă? Păi vă spun dacă vreți. Păi hai să ne spuneți. Am avut premiera acum câteva săptămâni la... Secretul Fericirii de Alexandru Popa, un spectacol pe care l-am montat eu, care s-a bucurat de succes, cred că l-ați văzut. L-am văzut, da? Live din sală, foarte așa. Frumos. Da, da, nu știu, parcă frumos nu s-ar există, potrivi. Acum mă gândeam, există spectacole bune, spectacole proaste, spectacole frumoase, spectacole urâte, am putea să cuantificăm în acest mod un spectacol? Pot fi și greșit, spectacole spus. Utile sau inutile. Sau, deci cam aici ar trebui să mergem. Dacă ai ieșit de acolo și îți pui întrebări și ai văzut ceva în care crezi, nu e o făcătură, înseamnă că e un punct câștigat pentru noi, pentru mine. Și eu sunt convins că la spectacolul pe care l-ați văzut a fost un plus. Actorii sunt... foarte bine integrați în personaje, nu ies o secundă din ce trebuie, din rolul lor. Și adevărul că am observat și în sală, au fost destul de multe înghiontele așa între spectatori la unele replici pe care actorii le-au avut. E teatrul contemporan. Cu siguranță foarte mulți se și regăsesc la un moment dat în... sigur, folosind un limbaj contemporan, fără lipsă de ipocrizie, de... Nu poți să folosești cuvinte surogat sau când ești nervos sau când e o acțiune care implică foarte multă energie sau emoție. Da. Iar actorii trebuie să fie cumva sau să transmită cât mai sincer lucrurile. Da, mi-am să amint de... Noi am prins și este și acum, îmi cer scuze față de doamna Irina Nistor, ne uitam la casete video, erau filme americane și ziceau fuck you și ea du-te naibii, știi? Sau ceva de genul ăsta, da. Găseam niște cuvinte care să nu deranjeze pe nimeni, da. Acum am văzut că pe Netflix nu mai apare. Lucrurile traduc mai mult mai cu acuratețe. Este un spectacol, da, care a avut succes, așa cum spuneam, că de aici am plecat să vedem care mai este activitatea Teatrului de Artă în ultima perioadă. Da, am plecat cu perioadă. Acest spectacol. Va fi jucat și în celelalte locații, sigur, din județul Hunedoara. Deja... Ați primit invitații, poate și în alte zone, da, din țară, l-am din străinătate. La 2 festivaluri. Am depus actele pentru 2 festivaluri, pentru înscriere, să vedem ce răspuns vom primi. Probabil va merge și în străinătate cu el, în cel puțin 2 țări. Mă rog, cam asta e cu Secretul Fericirii și îndemn oamenii să vină să vadă care este Secretul Fericirii la Teatrul de Artă din Deva. Se reia spectacolul? Se va juca în câteva stagiuni, cu siguranță. În această perioadă vom mai vedea cei care poate nu au apucat să vadă. Nu, trebuie să urmărească decât site-ul sau Facebook-ul teatrului și vor găsi toate informațiile, că noi... Actualizați în permanență. Da, actualizăm în permanență și sunt toate informațiile acolo și despre spectacol și videoclip și filmări și fotografii, mă rog. Nu trebuie decât un pic de interes. Așa, și acum am început aceste interludii a lui Alexander Hauswater, o piesă care a fost interzisă în Statele Unite. S-a jucat un pic și când și-au dat seama despre ce e vorba și cât de puternică e,
au interzis-o, pentru că era un tabu atunci să vorbești sau despre o femeie sau despre femeie în general în parametrii ea. De atunci paradigma s-a schimbat, dar forța autorului nu poate fi stăvilită indiferent de trecerea timpului și de forța acestui text și mai ales adaptarea lui Hauswater. Va fi interesant cum va fi primită și de către unedoreni acest spectacol. Asta aștept și eu. Sunt foarte curios de reacția publicului, mai ales a celui tânăr, pentru că publicul tânăr este atipic. Nu poți să-l încadrezi într-un segment anume. Ei reacționează câteodată total diferit față de publicul obișnuit, publicul captiv care îl avem noi. De fiecare dată, alături de publicul captiv al teatrului, se mai adaugă și tineri care vin prima dată din curiozitate, după aia devin și ei încet, încet la publicul... necesitate, că tot vorbim astăzi despre teatrul, da, o necesitate. Iată am văzut pe ecran la dumneavoastră teatrul o necesitate. Da, este o necesitate. Nu este primară cum este mâncatul, băutul, dar este o necesitate pentru noi, pentru care mintea. Care completează toate sigur celelalte da, lucruri. Sigur că da. Și nu trebuie decât să încercați, pentru cei care nu cred ce scrie pe ecran, trebuie să încerce și apoi să vină să discutăm. Este un drog legal, aș spune eu, pe care putem da. Să-l consumăm ori de câte ori simțim nevoia să o facem. Bun, Interludii se lucrează Interludii, acum, 12-14 aprilie va avea loc premiera la Deva și Petroșani. După aia vom lua o mică pauză, pentru că va urma un festival de folclor la teatru organizat de Ciprian Festivalul Roman. Festivalul Drăgan Muntean. Drăgan Muntean, da, o să le cedăm spațiu celor de la Drăgan Muntean și mă voi întoarce. Vom avea un pic de liber, pentru că se lucrează într-un ritm foarte, foarte alert, de dimineața până seara. Și sunt multe spectacole. Da, oamenii au nevoie de un pic de să se revină, să se odihnească. Și vom începe în forță cu Zbor deasupra unui cuib de cuci. Producție proprie? Da, producție proprie. Bineînțeles, care îl voi monta eu. Premiera probabil va fi, cu siguranță va fi în luna mai. Nu știu exact, să vedem cum putem. După această premieră, domnul Sandu Grecu, regizorul teatrului, va începe Îmblânzirea Scorpiei de William Shakespeare, într-o variantă actualizată, hai să spunem, nu pot să spun modernă, că noi am trecut de mult de asta modernism. Vreau să zic, mergeți clasico, modernismo, Noi am trecut și de postmodernism, dacă stăm bine să ne gândim, într-o variantă specială, să-i spun așa. Că modernul nu mai e modern de mult. Nu mai putem. Noțiunea de modern e așa de... Da, e înțeleasă de fiecare diferit, nu? Să o formulăm așa mai altfel. Da, mai altfel. Devastatorii continuă? Pentru că ne-ați obișnuit da. Cu acest tip de spectacol. Sigur că da. Continuă și vom trece la altă etapă cu Devastatorii, probabil în perioada verii, când avem mai mult timp, long form, se numește, un spectacol mai elaborat decât acest impro show pe care l-am creat aici la Deva cu tinerii actori și nu numai tinerii actori, că este și Roxana Olșanski și Cristina Lazar. Care este tânără, nu știu ce vreți să spuneți. Da. Este veșnic tânără. Așa, așa. Anul ăsta ea împlinește, suntem pe categorie Mihai Fer, care anul ăsta împlinește 40 de ani de teatru, Roxana 30 și eu 20 de când sunt la teatru din Deva. Vedeți, tineri toți. Da, tineri, da. Împreună avem 70. De activitate. Nu, 90, pardon, scuze, da. Matematica. 90 de ani împreună, da. Da, va veni bineînțeles vacanța dintre stagiuni și ne vom reîntoarce la teatru, de asta cu o reluare interesantă, Duelul pianiștilor se numește, de Mirel Taloș, un scriitor român care a luat pentru acest text, această adaptare teatrală făcută de noi,
premiul unii scriitorilor. Noi am anticipat și am montat acest text înainte să ia premiul. Deci a primit ulterior după ce am făcut noi piesa la Teatru din Deva. Ați simțit că va fi reușită? Da, interesant. E istoria unui pian la care cânta Franz Liszt, care ajunge în România. E foarte frumoasă. Și o poveste adevărată. Și vom revedea acest spectacol. Da, vom relua cu altă distribuție. Stării. Da. Premiera va fi în luna septembrie. Așa. După care vom începe o piesă cu totul specială. O piesă scrisă chiar intenționat pentru teatrul nostru, către Ion Jurca Rovina, un dramaturg, scriitor și critic de teatru român, cu activitate de 50 de ani în publicistică. Un spectacol despre Avram Iancu. Era firesc să marcați în acest an. Da, era de mulți ani o coacem, dar să și potrivește cu anul ăsta, cu 200 de ani de la moartea eroului național. Și sunt aspecte extrem de interesante din viața lui, cu o documentare minuțioasă de zeci de ani de zile, pentru că acest om enciclopedist a căutat într-o grămadă de arhive și declarații, și e foarte interesant ce a găsit și ce a reușit să scrie. Informațiile pe care le găsim de cele mai multe ori atunci când dăm o căutare pe Google nu sunt atât de complexe. Absolut. Cunoaștem lucruri așa. Da, omul are mărturii. A luat chiar mărturii de la descendenți, anumiți descendenți în care bunicii lor sau străbunici au a fost un research important, da, despre, exact, pentru așa, și trebuie să ne promovăm eroii naționali, pentru că cei tineri trebuie să află și să știe cu lux de amănunte ce s-a întâmplat și cum era atunci. Dacă nu-ți cunoști istoria, nu... Ești să o repeți uneori. Da, ești să o repeți, dar nu prea existi. Ești decât un CNP. În momentul când ai informații despre tine, despre semenii tăi, poporul tău, neamul tău, zona ta, atunci ești mai bogat. Da, iar această bogăție de care vorbiți, cred că este mult mai importantă decât bogăția aceea financiară, să spunem. Dar aici depinde fiecare la ce se raportează. Știți cum e cu bogăția financiară? Dacă nu este dublată de o bogăție intelectuală sau culturală, nu există. Pentru că nu știi să te bucuri de ea. Da? De-aia foarte mulți oameni bogați își caută anturajul oamenilor de cultură, pentru că lipsește acea componentă. Degeaba au, să zicem, bani sau averi, dacă nu au și componenta asta culturală. Nu neapărat culturală, afectivo-culturală, sau să înveți să simți cumva altfel lucrurile, să percepi, să te bucuri de ele. Și asta, aici ai nevoie de artă în general. Și teatru, fiind o artă sincretică, care adună mai multe arte, chiar toate artele, este elementul cel mai important în acest ajutor de a te bucura, de a fi bogat. Și iată cum ajungem la concluzia că teatrul educă. Oh, absolut, sigur. Trebuie doar să fim deschiși. Este prima formă de educație. Prima, când la apariția teatrului, a fost prima comunicare cu masa, cu mesele, cum spunea celebru revoluționar. Mesele mă iubește și mă dorește. Dacă mai cei care sunt mai în vârstă țin minte. Să sperăm că în cazul nostru masele ne iubește, nu? Nu mesele neapărat. Da. Nu, pe unii și mesele iubește și îi dorește. Între ghilimele, da. Fiecare cu drumul pe care îl alege. În ultimul minut din această emisiune o să vă las pe dumneavoastră să faceți o invitație, așa cum știți și cum o faceți de fiecare dată, către publicul hunedorean pentru a veni la teatru. Noi iubim publicul, mai ales cel hunedorean, care este al nostru. Noi avem o deviză, o să o spun și acum: respectă-te, deci vino la teatru.
obligatoriu, stimați telespectatori, mergeți la teatru. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes să aveți cu toate spectacolele pe care le puneți în scenă aici la Deva și nu numai. Și să ne revedem cu bine și vă așteptăm cu premiul când mergeți după el, nu? La Republica Moldova. Atât de important. Bine. Sunteți prea modesti. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!